Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio este domnul senator Florin Cârciumaru, vicepreședintele Partidului Social Democrat. Gorj, bună seara, bine ați venit, domnule senator. Bună seara pentru dumneavoastră, bună seara pentru toți gorjenii. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația din această seară. O să discutăm despre situația partidului de la Gorj, despre cum vedeți dumneavoastră modul în care se derulează lucrurile în primăria municipiului Târgu Jiu, dar începem, domnule senator, cu congresul care urmează să aibă loc duminică în cadrul Partidului Social Democrat, congres care, în urma căruia va fi desemnat noul președinte al partidului. Până în momentul de față, singura candidatură certă pare a fi cea a doamnei Viorica Dăncilă, restul colegilor dumneavoastră, sigur au mai fost câteva nume care s-au anunțat, însă cu siguranță nu știm dacă aceștia vor și candida. Cum vedeți dumneavoastră această situație și până la urmă cine credeți că ar trebui să preia Partidul Social Democrat și să facă din acest partid ceea ce se dorește, să se revină un pic la ce vrea alegătorul? Nu este important ce îmi doresc eu sau cum văd eu lucrurile referitor la cine va prelua conducerea partidului, pentru că președintele partidului va fi stabilit practic prin vot secret la congresul de sâmbătă. Că era necesar sau că nu era necesar un congres, acest lucru se va demonstra pe viitor. Eu consider că doamna Dăncilă, pe poziția pe care o are pe linie administrativă, putea să ducă mai departe și de pe poziția de președinte interimar conducerea partidului și efectiv să nu ajungem în această situație efectiv de a rezolva o problemă foarte importantă pentru viitorul partidului pe o hotărâre și o decizie luată, să spunem, în grabă. Ați văzut că au fost și în interiorul partidului, în interiorul Comitetului Executiv, foarte multe voci care nu au fost de acord cu această decizie. Totul este în grabă, în pripă, mergem înainte, dar rămâne de văzut. Acum, concurența la prima vedere este destul de acerbă, să spunem așa, față de trecutul pe care îl avem în dreptul acestui partid. Avem, după informațiile care le am eu, pentru postul de președinte concurează doamna Dăncilă, doamna Ecaterina Teodorescu, Andronescu, Șerban Nicolae, și mai sunt vreo trei colegi care nu-i cunosc așa, dar ca nume sunt trei nume importante în partid, trei oameni foarte importanți pentru postul de președinte executiv. Concurează actualul ministru al dezvoltării Daniel Suciu, actualul ministru al finanțelor Teodorovici, două nume grele. Și mai sunt, dacă nu mă înșel, câțiva, da, iar pentru postul de secretar, de asemenea, concurează oameni importanți din partid, Mihai Fifor, Cor Stroie de la Constanța, Codrin Ștefănescu și, mă rog, Petra de la Tineret, sunt nume grele, o concurență foarte, foarte importantă, cu nume importante din partid, lucru care până acum nu a fost. Nu știu, este bine, nu este bine, la ora la care vorbim, astea sunt solicitările, cererile depuse, probabil că discuțiile vor continua pe parcurs, vedem sâmbătă, practic, cine rămâne, cine intră în cursă. Dacă am pornit la acest drum, trebuie să gestionăm foarte, foarte bine situația, încât să iese o conducere care practic să treacă prin votul Congresului și imediat să ne apucăm de treabă, pentru că partidul are mari probleme în momentul de față. Suntem într-o situație în care, dacă nu suntem atenți, riscăm să ducem partidul la sub 20%. Acest lucru ați văzut că se discută prin toate televiziunile, în spațiu public, de analiști în domeniu foarte importanți, foarte buni,
Și tocmai de asta noi trebuie să fim atenți la ce se discută, să nu ajungem cu partidul sub 20%, pentru că, din punct de vedere administrativ, părerea mea, în 2 ani și jumătate de guvernare, lucrurile n-au stat așa cum sperau românii și prin votul lor V-au taxat. ne-au Bun, domnule taxat. senator, apare întrebarea acum. Problema Partidului Social, care este? Oamenii care sunt scoși în față să reprezinte acest partid sau măsurile luate în urma guvernării PSD-ALDE? Pentru că e important să specificăm că este guvernare PSD-ALDE. ALDE tot timpul, cel puțin la Gor, se dezice de această guvernare, dar să înțeleagă toată lumea ceea ce se întâmplă în guvern, în Parlament, este Eu decizia PSD-ALDE. consider Care-i că problema PSD-ului de acum? asta și pentru noi semnul de întrebare este foarte mare. Pentru că prin programul de guvernare cu care am câștigat în 2016 s-au luat câteva măsuri foarte bune pentru poporul român, măsuri care până acum nu s-au mai luat de nicio guvernare. În aceste condiții, să te trezești efectiv că te taxează poporul, te taxează electoratul și ajungi la jumate din procentul cu care ai câștigat, este un mare semn de întrebare. Bun, să admitem că totul a fost, să spunem așa, organizat, orchestrat împotriva liderului, împotriva Domnului Dragnea. domnului Dragnea. Dar cred că lucrurile nu stau chiar așa și cred că prin echipa de la guvernare am mai făcut și anumite greșeli de-a lungul anilor, iar rezultatele bune, rezultatele pozitive, nu am știut să Au fost le eclipsate. promovăm. Nu n-am sesizat și nu ne-am sesizat că opoziția, în frunte cu președinția României, de la bun început, efectiv, s-au organizat foarte bine, încât se scoată în evidență în spațiu public numai și numai Aspectele partea negativă, negative. fără ca echipa de guvernare să comunice rezultatele și realizările. Aici am suferit și cred că suferim foarte, Dom'le, mi se foarte mult. pare. N-am reușit să ne facem convingători în spațiu public, în sensul că am mărit pensiile, că am mărit salarii și multe alte realizări. Avem și nerealizări față de programul de guvernare, dar haideți să-i explicăm, să vedem de ce nu. Bun, acum sigur că da, este adevărat ce spuneți dumneavoastră, domnule senator, cei de la PSD, cum că ați mărit pensii și salarii, dar marea critică pe care opoziția v-a făcut-o a fost, domnule, de ce mărim acestui sector veniturile, de ce le majorăm veniturile în detrimentul, spre exemplu, al investițiilor? Pentru că la capitolul investiții trebuie să recunoașteți și Deci, dumneavoastră, suntem corect, deficitari. Și corect, dacă este să dar punctați sau da. să vă uitați un pic pe planul de guvernare, este capitolul la care nu s-a prea făcut mare Da. lucru. Și Deci, ne uităm numai departe de municipiul Târgu Jiu cu cele două da, obiective. eu consider că cei care au condus guvernul și îl conduc în continuare au mers pe această linie. Ca și românii să fie treptat, treptat cât de cât aproape de nivelul câștigului din Uniunea Europeană. Tot timpul comentăm și vorbim că în Europa se câștigă bine, că pensiile sunt așa cum sunt, mult mai mari. Ei, trebuia să facem un efort, trebuia să renunțăm undeva pentru o perioadă de 1 an, de 2 ani de zile. Nu am renunțat nici la investițiile importante, dar s-a pus accent în prima parte de guvernare pe acest capitol al salarizării, salarii tăiate, pensii tăiate, unde trebuia umblat acolo unde cât de cât populația să aibă un câștig pentru un nivel de trai decent. Urmează și investițiile. Investițiile s-au izbit și se izbesc în continuare și aici trebuie să intervină Guvernul României și Parlamentul să aducem în faza de lucru o legislație
mai permisivă, mai ușoară, să nu ne țină cu investiții blocate. Cum discutam de investiția de la Târgu Jiu, Centura, în momentul de față este în fază de licitație. De ce s-a ajuns aici? Sunt mai mulți factori. Mai mulți factori. Numai că principalul motiv din punctul meu de vedere este pleacă tot de la licitație, că cei care au câștigat au dat în prețuri și au dat seama că efectiv nu mai au cu ce și cum. Domnul senator, dar este o procedură nu inventată acum. Nu. Asta cu... se încearcă. Se încearcă. De când m-am dus în Parlament de 2 ani și ceva, de când m-am dus, se încearcă să se modifice această legislație privind achizițiile politice. Să spunem că suntem pe drumul al bun. Și nu știu de ce, pentru că nu am eu acces mai departe și la alte relații de colaborare pe partea externă, nu știu de ce în alte țări totuși partea aceasta de achiziții funcționează mult mai ușor și mult mai bine. Trebuie să rezolvăm, să ducem la bun sfârșit investițiile pe care le-am început, investiții care sunt blocate. Sunt atâtea tronsoane de autostradă care sunt blocate pe diferite motive. Deci în momentul de spuneți față. Că banii sunt. Eu așa știu. Deci banii știu, sunt, așa dar știu, din cauza unei proceduri defectuoase. Acum centura de la Târgu Jiu este în fază de licitație. Dar știți că a venit, este o hotărâre care oblig, prin care autorități, a Tribunalului Goș, prin care autoritățile de la UATU Târgu Jiu și Bumbeșiu sunt obligate să pună la dispoziție planurile parcelare. Domnule Căciumaru, nu a fost nimeni în stare de atâta vreme să facă... Sunt și aici probleme. Că am văzut că, mă rog, domnul primar foarte la ușor trimite la administrație. Făcut, dar, nu, lucrurile nu stau așa. În momentul în care Ministerul Transporturilor prin companie au început licitația, știau cum stau lucrurile. În ceea ce privește partea de planuri parcelare, eu știu că primăria Târgu Jiu s-a izbit de aceeași problemă de care discutăm acum, de partea de licitație. Până la urmă, n-au venit societăți pe specialitate să participe la această investiție, să se ocupe de realizarea planurilor parcelare. Dar trebuie insistență că până la urmă se va rezolva. Centura în momentul de față nu stă în planurile parcelare. E adevărat, dar deci, lucrurile uitați, trebuie de exemplu, făcute. Ei nu sunt în stare să desemneze ei prin toate etapele, să parcurgă toate etapele și să stabilească constructorul. Pentru că la ora actuală compania este în fază de licitație cu această investiție și nu știe cine va trece la treabă. Ei, momentul în care constructorul va veni la primăria Târgu Jiu și vor sta și vor dialoga să urgentăm, cred că se vor rezolva lucrurile. Deci centura stă în momentul de față în licitație. După cum știți, că s-a comentat foarte mult de drumul expres Craiova, Târgu Jiu la fel este în fază de licitație, când se blochează, când depune un ofertă, cere alte lămuriri. Știți, domnul Căciumaru, senzația noastră a tuturor este aceea că, domnule, parcă nici nu vor să îndrepte legislația asta, le convine că nu sunt câștigate licitațiile și pentru că nu au bani. Că altfel nu ne explicăm, doamne, dacă nu, deci eu, e problema este depistată, dacă știți care este cauza nu. Din care informațiile conduce la o astfel de situație, care despre le ce am vorbim. Și vorbesc pe adresă concrete. Pe interpelări. Eu am făcut interpelare domnului ministru pentru situația cu centura, pentru drumul expres, pentru podul de la Lainici, pentru multe alte probleme legate de drumurile din Gorj. Și am primit concret răspuns. Și vreau să vă spun că scrie negru pe alb că centura are finanțare, că are finanțare europeană, de asemenea pentru ce și-a propus compania în momentul de față pentru drumul expres, are finanțare, adică pentru studiul de fezabilitate și proiectare. Deci să sperăm că odată și odată lucrurile o să și intre într-un făgaș normal.
De ce nu se finalizează, de ce nu se îmbunătățește această lege privind achizițiile publice? Asta rămâne să facem până la urmă, pentru că pârghia unui parlamentar asta este, interpelarea. În momentul în care te duci, discuți, vezi că nu primești un răspuns, cel mai bine trebuie să faci interpelări. Și am făcut foarte multe interpelări pentru problemele pe care le are județul Gorj pe diferite domenii de activitate. Și o să fac o interpelare chiar luni, când o să merg în Parlament, să primesc răspuns și pe această problemă. De ce efectiv nu avem curajul să venim în Parlament cu o propunere pentru o lege care să ne ajute? Pentru că discuții pe această problemă, pe această temă, am văzut de când m-am dus în Parlament și văd toată ziua prin toate emisiunile, dar concret nu prinde contur nimic. Da, interesant ce spuneți dumneavoastră. Probabil că trebuia să faceți și mai devreme lucrul acesta, domnule senator. Adică niciodată nu e târziu, e adevărat, niciodată nu este târziu, dar trebuia cumva o acțiune. Că de asta nu înțeleg, este o problemă de care se izbește permanent guvernul, da. Și tot guvernul trebuie să vină găsească cu și modificări. O soluție. Da. Bun, domnule senator, revenind un pic la congresul de duminică, spuneți-mi, organizația de la Gorj pe cine susține? Că eu știu că așa se merge. Deci așa se procedează. Se discută în interiorul partidului organizației județene și delegația care merge la vot spune, doamne, noi mergem cu X sau cu Y. Cu cine veți merge? Deci, înainte de congresul de sâmbătă, va mai avea loc un comitet executiv vineri, unde va participa domnul președinte Weber. Probabil că în acest comitet executiv se va discuta, se va lua o hotărâre, dar ca un om cu experiență, care am condus atâția ani organizația de la Gorj și care am trecut prin atâtea congrese, eu vă spun că nu se va primi de la centru dispoziție. O dispoziție să se meargă pe o anumită persoană. Dar până acum. Acum trebuie să vedem noi, dar eu sunt sigur. Numai ieri am discutat în plenul comun cu domnul Weber, am stat de vorbă, că la Gorj, așa cum s-a mers întotdeauna, se va merge și acum pe libera alegere. Deci toți cei 80 de delegați au aprobarea, au girul conducerii organizației PSD de la Gorj să voteze așa cum gândesc dumnealor, să voteze persoana pe care o văd dumnealor că este capabilă să ducă mai departe partidul, pentru că este un partid cu mare greutate și este foarte greu de condus. În opinia dumneavoastră, doamna Dăncilă ar fi capabilă să aducă partidul la nivelul la care vi-l doriți? Eu consider că dintre toți, deci practic dintre toți candidații, inclusiv doamna Dăncilă, doamna Andronescu și cine mai sunt, toți practic sunt oameni capabili și pot să ducă mai departe partidul, să-l ridice din nou acolo unde a fost. Ce este important pentru un viitor președinte? Un viitor președinte, ca să ducă partidul la peste 30%, trebuie să aibă o notorietate, și nu mai vorbim de notorietate la nivelul ăsta, dar trebuie să aibă o credibilitate foarte mare în rândul populației și, dincolo de credibilitatea personală, trebuie să aibă o calitate esențială pentru orice conducător, să știe să managerieze, să strângă în jurul lui o echipă, să unească această echipă și să folosească din această echipă pe fiecare în parte, scotându-i în evidență calitățile. Nu toți oamenii sunt perfecți, dar într-o echipă sunt oameni care au și calități de excepție. Ei, rolul managerului este ăsta, de a folosi de la fiecare ce este mai bun. Și cred că doamna Dăncilă este în această poziție. De ce doamna Vasilescu nu se regăsește? Nu știu, deci este opțiunea dumnea ei, rămâne vicepreședintă la nivel național.
Știu că deține și o funcție foarte importantă în Camera Deputaților, este secretar și funcția de secretar la Cameră este foarte grea și foarte importantă, deci este opțiunea dumneai. Victor Ponta, unde este în toată această ecuație? Îl vedeți aproape de PSD sau s-a delimitat cu totul, deci, și nu se va mai regăsi sub nicio dacă formă? Dacă îl urmărim cu mare atenție, deci domnul Ponta prin toate luările de cuvânt a spus clar că este un om de stânga și că vrea să construiască un alt partid de stânga. Eu consider că are capacitatea și calitățile necesare de a construi un alt partid, da, care să facă atunci când trebuie alianțe cu Partidul Social Democrat, deci pe stânga. Ați văzut că nu se dă la o parte să aducă critici unui guvern PSD, nu se dă la o parte să aduc critici chiar și pentru anumiți miniștri, cu toate că i-a avut și colegii în guvernul pe care l-a condus, cu toate că sunt colegii dumnealui de o viață întreagă. În situația în care se vor gândi dintre colegii noastre parlamentari plecați către Pro-România să revină la PSD, au ușa deschisă? Eu, din câte cunosc, hotărârea luată de conducere la nivel național prin CEX este de a nu mai primi niciun deputat sau senator care au plecat de la PSD către Pro-România. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși pentru colaborare și un recent exemplu vi-l pot da prin susținerea domnului Neacșu pentru postul de vicepreședinte la ANRE. Deci nu am ținut cont că a trecut la Pro-România pentru că dumnealui până la urmă a fost și este un om care a fost exclus, nu dânsul și-a cerut demisia din funcție și plecarea din PSD. A fost exclus, dat afară de către Comitetul Executiv pentru o anumită poziție, o anumită atitudine. Și atunci când este de colaborat, am colaborat, l-am susținut. Dânsii, când a fost de colaborat și de susținut moțiuni, pe moțiune ne-au votat, au susținut moțiunea. Domnule senator, vă propun o foarte scurtă pauză. Adică n-au susținut moțiunea. Au zis nu, moțiunii, da. Vă propun o foarte scurtă pauză de publicitate, după care revenim în studio și în câteva cuvinte o să vă rog să-mi explicați care e situația privind suspiciunile lansate în spațiul public de colegii dumneavoastră de la PSD-ALDE cu privire la alegerile din 26 mai. Ați văzut că oamenii nu sunt foarte convinși că au fost corecte alegerile. Și de altfel o să discutăm despre situația de la Gorj, atât în ceea ce privește primăria municipiului Târgu Jiu, cât și în ceea ce privește situația Partidului Social Democrat. Revenim în câteva momente. Pe mine, domnul senator Florin Cârciumaru, vicepreședintele Partidului Social Democrat Gorj. În prima parte a emisiunii discutam despre congresul care urmează să aibă loc în interiorul PSD-ului, în urma căruia va fi desemnat noul președinte al Partidului Social Democrat, funcție lăsată liberă după arestarea lui Liviu Dragnea. Interesant spunea domnul senator despre ceea ce se dorește să se facă pe viitor cu privire la simplificarea legislației pentru organizarea licitațiilor în vederea încredințării anumitor lucrări. Lucrurile, ați văzut și dumneavoastră, s-au complicat inclusiv aici la Gorj în situația variantei de ocolire a municipiului Târgu Jiu. De asemenea, spunea domnia sa că o să avem și drum expres către Craiova. Totul este de implicarea guvernului. Așa ziceam și noi, domnule senator, că trebuie să se implice mai mult guvernul. Dar să continuăm discuția, vorbim despre alegerile din data de 26 mai, care alegerile europarlamentare, asupra cărora, iată, planează anumite suspiciuni despre
care colegii dumneavoastră vorbeau și că la un moment dat s-a discutat despre constituirea unei comisii care să ancheteze modul în care s-a votat în data de 26 mai. De luat în calcul, ați văzut și noastră pe site-ul Petiții Online, este și o petiție în care, mă rog, oamenii pot acolo să-și dea acordul pentru a verifica modul în care cei de la UDMR au obținut numărul ăsta uriaș de voturi. Inclusiv la Goș, domnule senator, ați văzut cât de multe voturi, de la 100 și ceva de maghiari care cu drept de vot sunt obținute 400, aproape 500 de voturi. Adică despre deci, ce vorbim? Legat de această situație care se învârte în jurul UDMR-ului, eu am avut o discuție cu un senator ceche, fost într-o guvernare ministru sănătății, un om deosebit, și chiar l-am întrebat, cum explicați, domnule senator, că la mine în Gorj ați luat 1000 de voturi aproape? Păi, domnul senator, este foarte simplu și are perfectă dreptate. Noi am avut grijă să ne facem organizații UDMR în toate județele. La dumneavoastră aveți 300 de secții de vot. Am pus odată 300 de oameni, 300 de oameni, i-am pus reprezentanți în secțiile de vot. Fiecare reprezentant în secția de vot mai aduce un vot sau două voturi de la familie. Și așa s-a ajuns la 1000 de voturi și la 1000 de voturi în toate județele. Deci reprezentanții pe care UDMR-ul i-a avut în secțiile de vot au contribuit la acest lucru. Deci automat, fiind reprezentantul UDMR-ului într-o secție de vot, votezi cu UDMR-ul. Și reușești, ca prin convingerea ta, să mai aduci 2-3 voturi și fiecare reprezentant, dacă aduce 2-3-4 voturi în economia asta totală a UDMR-ului pe țară, se adună. Legate de aceste suspiciuni, efectiv, ele au apărut în urma verificării pe anumite zone, în anumite județe, a proceselor încheiate la final, proceselor verbale. Rămâne de văzut dacă lucrurile stau așa sau nu stau la nivelul de suspiciune. O întrebare pentru noi, pentru membrii PSD, a fost și este și în momentul de față, de ce pentru prima dată în istoria alegerilor, de când cel puțin m-am implicat eu în organizare din 2000, partidul nu ne-a mai cerut numărătoarea paralelă. Deci este pentru prima dată când la noi, la Gorj vorbesc, nu s-a mai urmărit numărătoarea paralelă, lucru pe care îl făceam la fiecare. De ce credeți că nu? Nu știu. Deci de unde practic n-a venit dispoziția, de ce s-a mers să nu se mai solicite numărătoarea paralelă pentru fiecare secție de vot. Rămâne de văzut, s-a stabilit o echipă parlamentară cu reprezentanți din toate partidele, au la dispoziție 90 de zile și acest lucru se va vedea. Bun, domnule Căciumaru, vă propun să continuăm această discuție abordându-vă cumva din calitate de fost primar al municipiului Târgu Jiu. Ați văzut și dumneavoastră care sunt ultimele dispoziții ale domnului Marcel Romanescu, primarul orașului. Acesta vrea ca să își testeze toți angajații din primărie, mai în glumă, mai în serios, am spus noi, prin lucrări de control, adică practic oamenii au la dispoziție bibliografia care cuprinde fix segmentul de care se ocupă, adică legile cu care lucrează, iar la finalul anului toată lumea va fi supusă acestei testări. Și în funcție de asta, domnul Romanescu își imaginează că poate să ia orice măsură cu persoanele respective. Cum vedeți dumneavoastră aceste declarații și dacă până la urmă ceea ce vrea domnul Romanescu este sau nu este în baza vreunei legi, adică îi permite legea să le dea oamenilor testări de genul ăsta? Deci decizia au trecut totuși printr-un concurs, deci au susținut niște probe, au dat odată un deci concurs. Deci decizia îi aparține dumnealui în calitate de
om de decizie în primăria municipiului Târgu Jiu. A, deci nu în calitate de primar, în calitate de om. Deci omul care decide, primarul în cazul ăsta, poate să fie director sau... Am înțeles, da. Bun, eu cât am lucrat în această instituție ca primar aproape 17 ani, niciodată nu am recurs la o asemenea metodă. Știu, nu mi-aduc aminte să fi semnat vreun calificativ mai jos de bine, bine și foarte bine, pentru că până la urmă sunt oamenii tăi și dacă nu reușești să-l aduci într-un an de zile la un nivel corespunzător pentru funcția pe care o ocupă, și tu în calitate de conducător ai o problemă. Deci nu am avut această ocazie și nici prin minte nu mi-a trecut ca vreun salariat de la mine să primească calificativ sub bine. În ceea ce privește testarea, iarăși este o măsură care îi aparține dânsului, dar ca un om care am condus și în producție și în administrație, îi spun că nu rezolvă absolut nimic, pentru că nu poți să faci o evaluare corectă a unui muncitor sau a unui funcționar. Și poți să întâlnești oameni foarte bine pregătiți, foarte bine pregătiți, de nota 10 din punct de vedere teoretic, dar ca aport pe postul de muncitor sau pe postul de funcționar public, pe postul unui funcționar public, să fie de asemenea foarte, foarte slab. Conducătorul, managerul, din punctul meu de vedere, are rolul de a-și cunoaște, în primul rând, fiecare colaborator, să-i cunoască și părțile bune și părțile mai puțin bune și calitatea lui de manager să intre în joc și să scoată în evidență, să folosească de la orice funcționar părțile bune, astfel încât prin prezența la servici, prin ocuparea acestui post, să fie util instituției unde lucrează. Nu sunt de acord cu aceste declarații în spațiu public și dacă ai o problemă de acest gen, astea sunt probleme care se rezolvă pe plan intern fără să ieși în spațiu public. În spațiu public nu trebuie să ieși decât cu declarații prin care să arăți colectivului că ții la el, că îl apreciezi, că în acest colectiv mai sunt și probleme, trebuie să știi să ți le rezolvi în interior. Da, explicați un pic, domnule Căciumaru, poate lua vreo măsură după ce obține, după ce corectează lucrările? Adică, bineînțeles, bineînțeles. Deci în momentul acest în care s-a demonstrat și la calificative juridicul, da? Și ăia nu știu legile cu care lucrează. Intră juridicul, da? Nu, zic și poate. Deci, păi stați un pic, adică oamenii probabil aia poate... Probabil că dânsul, mă gândesc, nu știu dacă este de adevărat, deci sau am dreptate, lucrare, sau nu pot... am dreptate, plecând de la exemplu pe care l-a avut cu calificativele pe care le-a dat celor două. Stați un pic, deci noastră vorbiți despre faptul că în urma corectării testelor, domnul Romanescu poate să acorde calificativele de evaluare. Practic, pe asta se va baza când va acorda calificativele. Deci, am înțeles, deci este vorba de altceva. Dar nu poate decide dacă... Nu știu pe ce se bazează decizia dânsului și de asta nu vreau să comentez decizia dumnealui de a face această testare. Eu am comentat și comentez ceea ce aș gândit eu dacă eram primar. Declarația dumneavoastră, domnul Romanescu, spuneți că nu reușește să gestioneze relația asta cu subordonații și că... Nu reușește. Eu spun cum am înțeles, dar mai este un aspect și anume acela. Dacă oamenii ăștia nu-ți greșesc la locul de muncă, știu legea, nu știu dacă care e situația lor. Se uită în momentul în care o aplică, o verifică cu atenție, nu știu pe din afară. Dar dacă ei nu-ți greșesc la locul de muncă,
Și tu nu poți să-i sancționezi pentru că n-au făcut nicio greșeală și nu le poți da un calificativ prost la evaluarea pe care o faci luând în calcul ce au făcut ei în cursul anului. Dar când îi pui să dea lucrarea un calificativ prost, e corect să le dai o notă proastă, e corect să le dai un calificativ care să-i prin care de care te poți folosi să-i dai afară, adică moral vorbind. Nu, tocmai de asta am spus, nu este corect, tocmai de asta am spus că este bine să ții cont de fiecare colaborator în parte și că fiecare colaborator are părți bune și părți rele. Poți să ai un colaborator de nota 10, foarte bine pregătit din punct de vedere teoretic, dar ca aport la locul de muncă, practic, ca și comportament, efectiv ar trebui să nu mai colaborezi pe viitor. Întrebarea este ce faci tu ca manager ca totuși, așa cum este acest funcționar, să poți colabora, să poată fi util instituției pe care o reprezintă. E o declarație de război, domnule Cârciumaru. Nu, vai de mine. Nu, eu spun cum aș face nu, eu. Nu, domnule Romanescu, la adresa angajaților. Nu știu. Deci este un stil, este un stil de conducere al dânsului. Eu am avut un alt stil. Dânsul consideră că așa cum procedează în momentul de față, procedează bine. M-ați întrebat și eu v-am spus cum aș fi făcut, cum am făcut și cum aș face eu. O să-i testezești pe cei de viceprimare, adică glumesc. Nu știu. La ce s-a referit și la ce se referă. Este comisia din primărie care, și nu doar din primărie, și de la Consiliul Județean, înțeleg, domnul Ovidiu Popescu va pleca în China alături de domnul Adrian Tudor și mai alți câțiva oameni din administrație pe partea de turism. Deci adică este un lucru, foarte bun, mai ales în condițiile în care, dacă am reținut bine, nu se deplasează această delegație pe cheltuiala Consiliului Județean sau cheltuiala Consiliului Local. Și banii vor fi suportați, nu știu, din altă parte. Societate sau cine organizează acest lucru. Adică societate privată, că nu este sponsorizare cu... Nu știu, deci efectiv nu știu de unde vin banii. De la ambasada chineză, vin de la Ministerul Culturii, nu cunosc, sau Ministerul Turismului. Dar faptul că se merge și că se stă acolo 3 săptămâni, acest lucru este benefic pentru ceea ce se dorește la noi în județul Gorj, promovarea turismului. Adică o să vină chinezii, o să dea năvoală peste noi. Deci este bine. Este bine să mergi, să cunoști și să te faci cunoscut. Domnule Cârciumaru, ați văzut și dumneavoastră permanent, colegii dumneavoastră, permanent îl dau ca posibil candidat pe domnul Romanescu în situația în care acel sondaj al PSD-ului care acum este în lucru va releva faptul că domnul primar stă cel mai bine în sondaje și că este de neînvins. Pe de altă parte, asistăm la atitudinea domnului primar, frecvent ostilă la adresa PSD-ului, și doar două exemple vi le dau, când s-a referit la PSD, când a vorbit despre cei din PSD că le va face morminte în cimitirul municipal. Că sunt pe drumul spre cimitir. A doua oară a spus cine PSD-ul, partidul care este în drumul spre cimitir și așa mai departe. Da. Declarațiile nu indică sub nicio formă o apropiere a dumnealui de Partidul Social Democrat sau vreo intenție viitoare. Cu toate acestea, colegii ai dumneavoastră, pe mai departe îl văd posibil candidat. Deci, nu exclud varianta unei candidaturi a domnului Romanescu din partea PSD-ului. Explicați un pic. Deci, doamna Manuela, sunt în acest domeniu al politicului de foarte mulți ani și am avut ocazia să văd multe. Și rețin de la un înaintaș al nostru de la Gorj, că în politică, dacă spui astăzi da, mâine poți să spui nu. Sau invers, dacă astăzi spui nu, mâine poți să spui da. Adică în sensul că în politică este posibil orice. Și am văzut cazuri mai deosebite decât cazul domnului Romanescu, cu câte critici și înjurii la adresa unor oameni de pe scena politică sau la adresa unui partid sau altuia și până la urmă a făcut echipă.
Nu, în primul rând, domnul Romanescu nu face bine ceea ce face în momentul în care aduce jignirii grosolane la adresa unor adversari politici. Cum vorbeam de Partidul Social Democrat, cu declarațiile cu cimitirul și cu multe, multe altele, nu face bine. Eu nu am fost acest gen de om politic, n-am făcut acest lucru și nu voi face niciodată. Nu cred că, din punctul meu de vedere, nu cred că este posibilă candidatura domnului Romanescu pe viitor de la PSD, ținând cont de atitudinea dânsului, dar ci să mai vorbim de atitudinea domnului primar față de PSD, pentru că vedem că dânsul are o atitudine critică și față de domnul Vâlceanu, care este președinte, și față de unii colaboratori pe care îi are în Partidul Național Liberal. Noi trebuie să ne căutăm un candidat. De asta s-a și vorbit de, și se vorbește de un sondaj. Vedem cine se va situa în urma acestui sondaj pe primul loc. La ce diferență va fi în final față de domnul Romanescu. Vedem care este diferența și ce poate să facă partidul, cum să ne organizăm ca reprezentantul nostru să îl depășească pe domnul Romanescu. Noi suntem un partid foarte mare. Nu putem să nu ne organizăm să câștigăm din nou primăria Târgu Jiu. A fost o întâmplare. O întâmplare. După plecarea mea, totul am crezut că ni se cuvine de la sine, că lumea ne va vota, iată că nu ne-a votat și că n-am tratat, ne tratând cu seriozitate campania, lucrurile, mă rog, s-au îndreptat spre domnul Romanescu. Acum că a trecut codul administrativ, domnul Ciprian Florescu, fără probleme, se poate înrola din nou în partid. Dacă asta spune Deci codul administrativ, prefecții noi l-am pot inclus deține funcții și pe domnul politice. Ciprian Florescu în Nu sondajul le-ar mai reține nostru. nimic Da, nu. să depună muncă de partid. Deci nu. Deci după noul cod administrativ, dar cu toate că nu aveam codul administrativ, l-am pus în sondaj pentru că pe vechiul sondaj domnul Ciprian Florescu s-a situat pe o poziție destul de bună, ca notorietate, ca și încredere din partea Bun. cetățenilor. Deci, și purtându-se o discuție cu dumnealui, dacă partidul practic îi solicită acest lucru, eu sunt sigur că dânsul nu poate da înapoi și nu va zice nu și s-ar putea să fie candidatul nostru. Acum vedem care se plasează mai bine din cei care sunt puși în sondaj. Dar important este că trebuie să luăm odată o decizie, să ieșim cu un candidat și în jurul acestui candidat să promovăm de acum încolo un program pentru Târgu Jiu, să convingem târgujienii să fie lângă noi. Deci, prin alegerile din 26 s-a demonstrat că totuși târgujienii ne apreciază. Și că domnul Romanescu, față de alegerile pe care le-a câștigat la parțiale, a scăzut Mesin nu a în intrat în fața teren. electoratului, a pierdut un număr de voturi destul de Spune că nu mare. s-a implicat, domnul Mă Căciumaru. rog, Spune domnul primar, nu, eu nu m-am implicat, eu asta e vorbesc, doar votul pe partid, deci e nu votul știu. politic. Scorul meu este mult mai mare. Nu știu ce a făcut dânsul, dar eu știu că în calitatea pe care am avut-o de primar de-a lungul anilor, tot timpul efectiv Ați fost a fost locomotiva o partidului, locomotivă da. pentru organizație, cel puțin pentru Organizația organizația municipală, municipală, da. nu? Și pentru județ și pentru toată lumea Bun, deci PSD-istă. spuneți dumneavoastră, doamne, dacă partidul, dacă sondajul va
releva că domnul Ciprian Florescu este cel mai bine plasat, omul cu cea mai, cele mai mari șanse, trebuie să accepteze deci provocarea. Sunt sigur, sunt adică sigur nu că lăsăm așa, că așa cum a făcut domnul Câmpeanu, că nu vreau, că nu-mi place, deci, că nu știu ce. Dar domnul, domnule, trebuie, domnul să Câmpeanu, domnul Câmpeanu de la bun început a spus bă, că da, nu. Da, omul a fost fair play. Bă, dar nu mă băgați, că noi l-am vreau, opus, da. Dar da. Omul a spus și înainte de a-l trece pe sondajul respectiv că personal nu vorbim, va participa pentru Târgu Jiu. Sunteți mulțumit de activitatea domnului Ciprian Florescu în calitate de prefect. Îl da. Recomand activitatea de, din funcția pe care deci ține eu... acum să candideze la primărie. Adică, totuși, atenție, domnul Ciprian Florescu, comparat cu ceilalți prefecți, este un om care nu a ieșit foarte mult în față. A stat destul de mult în umbră. Bine, lucrurile s-au petrecut. Sunt convinsă că a făcut și-a făcut treaba din funcția pe care o deține, dar, repet, cumva s-a retras într-un cont de umbră. Deci... Mă rog, acum ieșirea pozițiile în publice ale domnului Ciprian Florescu au fost atât de rare. Ieșirea încât... în spațiu public sau ieșirea în evidență depinde de stilul de lucru al fiecărui conducător. Eu, un om cu experiență. Eu vreau să comunicare. Vă spun, s-ar putea ca acest lucru să-l coste puțin, în sensul că să privească lucrurile altfel față de un om care n-a lucrat în presă. Pe relația cu presa vorbesc. Eu vreau să vă spun că am lucrat cu 10 prefecți, ca primar vorbesc, am colaborat. Și pot să fac o comparație și pot să spun despre fiecare că am fost lângă dumnealor atunci când au fost prefecți. Domnul Ciprian Florescu este totuși un prefect care a știut să organizeze activitatea primării, prefecturii, adică a știut să țină în mână această activitate, să impună respectul instituției și din toate acțiunile pe care le-a avut prefectura în dreptul ei și de tot ceea ce a răspuns prefectura ca nivel de competență, eu cred că s-a descurcat, s-a descurcat foarte bine. Da. Și N exemple. Exemple. Suntem la final, domnule senator. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Foarte repede a trecut timpul. Nu am reușit să vorbim despre legea pensiilor. Nu că vom intra în vacanță, ne mai întâlnim, ne mai vedem, pentru cu că siguranță. Cetățenii trebuie informați pe diferite domenii de activitate. Mulțumesc încă o dată și vă doresc succes la congresul care urmează în PSD și spor la treabă în Parlamentul României, atât cât v-a mai rămas din această sesiune parlamentară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine. Toate cele bune!